Vă salut pe toți cei ce ascultați Gândul Zilei, Domnul să vă binecuvânteze și să aveți har în tot ceea ce faceți. Astăzi avem capitolul 4 din 1 Corinteni, de unde aș dori să citesc doar două versete, după care să aduc câteva gânduri din acest capitol, de unde cred că Dumnezeu ne va vorbi într-un mod deosebit. Voi citi din capitolul 4, versetul 1 și 2. Iată cum trebuie să fim priviți noi, ca niște slujitori lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Există un imperativ al imaginii pe care noi trebuie să o avem în fața oamenilor. Și nu doar apostolii trebuie să aibă această imagine care o descrie Pavel, ci fiecare din noi trebuie să fim niște slujitori și niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Imaginea aceasta care este descrisă în versetele citite, nu doar că trebuie să o prețuim foarte mult în fața oamenilor, ci noi înșine în viața personală ascunsă, necesită o aprofundare a trăirii cu Dumnezeu. Ispravnicia aceasta, cum zice Pavel în altă parte, nu este dobândită prin abilitățile personale, ci este chemarea lui Dumnezeu și asta ne responsabilizează foarte mult pentru că vom da socoteală de ceea ce am primit. În mod sigur, pe parcursul slujirii vom fi evaluați și cântăriți de către oameni, dar de foarte multe ori modul în care vom fi evaluați de oameni poate fi foarte greșit. Necesită o conștientizare permanentă a chemării primite din partea lui Dumnezeu pentru a nu ne subestima sau, mai rău, a ne supraaprecia în privința slujirii și astfel să ne evaluăm după măsura oamenilor. De aceea nu există absolut nicio pricină de laudă în ceea ce privește slujirea, pentru că această slujire care ne poate face atât de deosebiți este întru totul primită ca dar în urma chemării făcute de Dumnezeu. De asemenea, această chemare la slujire poate să ne conducă pe un drum al disprețului, al locării, al prigonirii, al suferințelor de tot felul. Dar toate acestea ne onorează, întrucât ele nu sunt suferințe personale, ci suferințe datorate lui Hristos și asta ne aduce o mare cinste, fiind încununați mai apoi în slavă. De altă parte, slujirea în curăție de inimă ne desăvârșește în urma suferințelor îngăduite peste noi de Dumnezeu. Un alt gând din textul acesta este că slujitorul lui Hristos trasează un drum al neprihănirii pe care mulți alții îl vor urma și asta datorită faptului că el însuși calcă pe urmele lui Hristos. Nimeni nu va urma pe un slujitor care el însuși nu-l urmează cu adevărat pe Hristos. Și de asemenea, împărăția lui Dumnezeu de care slujitorul lui Hristos vorbește și îndreaptă atenția oamenilor către ea nu stă în vorbe, ci în putere. Și asta traducându-se printr-o trăire plină de putere a slujitorului, fiindcă altfel, rămânând doar la vorbe, oricât de frumoase ar fi ele, nu impactează inimile ascultătorilor și astfel e zădărnicită crucea lui Hristos, cum scrie tot Pavel în capitolul 1 cu versetul 17. Doresc ca Domnul să vă binecuvânteze mai departe. Și cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în inimile noastre. Pentru că vom fi îmbogățiți și suntem îmbogățiți cu acest cuvânt al lui Dumnezeu care este și trebuie să fie de mare preț în viața noastră. Fiți binecuvântați și să ne revedem cu bine. Amin.